Bună seara, bun regăsit la Școală și Sănătate, emisiunea care va aduce cele mai noi și cele mai frumoase informații din cele două domenii. Așa cum v-am obișnuit, luna decembrie este întotdeauna despre moderație, despre prevenție și de fiecare dată ne place să aducem subiecte care să aibă legătură și cu masa îmbelșugată de sărbătorile de iarnă și cumva să putem preveni eventualele probleme cu care ne-am putea confrunta în perioada aceasta de sărbători. E clar că cea mai potrivită persoană care putea să fie alături de noi și în această ediție este doamna profesor universitar dr. Veronica Mocanu, este medic, endocrinolog și nutriționist și îmi permis să spun că e o bună prietenă a emisiunii și mulțumesc pentru asta că de fiecare dată a răspuns da. Bună seara, bine ați revenit la noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, mi-aduc aminte și la Paști și la Crăciun, noi suntem împreună și e bine că venim cu informații pentru cei de acasă, clar și sunt și multe noutăți, chiar dacă poate pentru unii unii vor spune că, păi da, emisiunea asta tot am mai văzut-o sau despre recomandări tot ați mai vorbit. Da, așa este, dar de la an la an și produsele se mai schimbă și oamenii se mai schimbă și poate și problemele se schimbă, pentru că după pandemie avem o altă tipologie de problematică cu care ne confruntăm. Da, este, așa cum ați spus, lumea se schimbă. Și dacă lumea se schimbă, și reacția noastră la aceste evenimente este alta și încercăm să o adaptăm cât mai bine, astfel încât pe total, da, să ne simțim bine și să trecem peste vremurile mai grele pe care le avem. Până să intrăm așa în subiectul dedicat sărbătorilor de iarnă, sărbătorilor de Crăciun, pentru că atunci când spunem Crăciun, spunem mese îmbelșugate, vreau să văd cum a fost perioada asta pentru dumneavoastră, pentru că am văzut că ați avut foarte multe cursuri, foarte multe activități, cu pregătire pentru adolescenți, pentru copii. Noi vă știm cu Traista cu Sănătate, care a avut un impact și în continuare are un impact foarte bun asupra copiilor. Știu că e și prin școli, dacă nu mă înșel, și chiar și peste Prut, dacă mi-aduc aminte bine ultima discuție. Da. Cum a fost? Ce ați mai făcut în perioada asta? Da, sigur, continuăm proiectele noastre de educare a copiilor în spiritul unui stil de viață sănătos și ne bucurăm de aceea când sunt multe școli în proiect, s-au înscris și anul acesta, multe școli din Iași, în primul rând, și multe școli din Botoșani. Avem și județul Neamț, care este mai la început, dar începe și el să participe mai mult la activitățile noastre, și de asemenea școli din diferite județe ale țării, din Constanța, din Suceava, din Satul Mare, din Caraș-Severin. Deci se aude despre proiect sau lumea vede materialele noastre și este interesată și ne bucurăm foarte mult. Mai ales de anul trecut avem și peste Prut o grădiniță foarte mare cu circa 400 de copii, grădinița Spicușor, așa încât suntem deja la un nivel internațional, dacă putem spune, cu acest proiect și este o mare satisfacție. Da, suntem în continuare doritori să avem copii sănătoși, să învețe să mănânce și să se distreze, astfel încât să-și mențină greutatea sănătoasă și astfel starea de bine. Anul acesta, campania pe care noi o desfășurăm se numește Echilibrul din Traista cu Sănătate și vrea să spună despre energia pe care o aducem în organism și energia pe care o cheltuim, care trebuie să fie într-un echilibru. Dar în zilele noastre, așa cum spuneați, este un pic mai greu. Suntem tentați să mâncăm mai mult și să ne mișcăm mai puțin. Și despre acest echilibru foarte greu de obținut este campania noastră și o campanie care merită urmărită. Și luna decembrie e puțin aparte. Spun asta pentru că e luna în care copiii primesc foarte multe dulciuri. Aici e poate o nuanță pe care trebuie să o avem în vedere. 1. Primesc dulciuri. 2. Nu știu câtă mișcare pot face doar cei din mediul rural, dacă au baftă și anins, să se mai dea cu săniuța, să mai iasă afară la bulgăreală sau ceva de genul acesta. Poate cei din oraș să meargă la patinoar, atunci e altă discuție, dar care ar fi recomandările? Știu că am mai discutat despre asta. Moderație e cuvântul cheie în tot ceea ce spunem.
Poate chiar și pentru părinți un sfat, mai ușor cu dulciurile sau poate să încercăm să facem cadou, nu știu, niște dulciuri mai sănătoase, dacă le pot numi așa. Aici cu cadourile este o situație atât de delicată încât nu putem noi să facem recomandări. Uh-huh. Cred că fiecare cumpără știe cel mai bine pentru... Da, face un cadou așa cum crede că este mai bine, dar apoi părinții sigur vor avea responsabilitatea dacă să ofere acele dulciuri copiilor și în ce mod să le ofere. În această idee reamintim părinților că traista cu sănătate poate să conțină o porție de dulciuri pe zi, dar această porție de dulciuri este mică, adică 30 de grame de prăjitură sau de ciocolată, o ciocolată mică de 25 de grame, da, 2-3 bomboane, deci porția este foarte mică, nu este interzisă. Dacă însă, sigur, există o bucurie a sărbătorilor care se manifestă și prin consumul acestor dulciuri, cred că copiii după o zi, două, trei, își fac plinul la dulciuri și restul dulciurilor pot fi strânse și, știu eu, consumate da. De părinți, de alte persoane care poate nu au atâtea dulciuri, dar porția trebuie revenită la normal foarte repede, pentru că dacă nu se revine după o scurtă perioadă de bucurie a acestor daruri și a abundenței de dulciuri, vom avea mari probleme pentru a menține o greutate sănătoasă, pentru că, din păcate, organismul nu se adaptează așa de ușor, nu arde cele calorii așa de repede și dacă nu le arde, le stochează în rezerva obișnuită de grăsime care se topește tare, tare greu. Mm-hmm. Și vorbeam noi înainte de a intra în emisiune despre ingredientele problemă sau adaosurile acestea care sunt problemă. Nu vorbim exclusiv de zahărul pur, vorbim de acele dulciuri care conțin anumite zaharuri sau aditivi sau mai știu ce alte. Apropo de aceste adaosuri sau chiar și de cantitatea de zahăr din dulciuri, trebuie spus că copilul care se obișnuiește să mănânce puține dulciuri nu va avea poftă de dulciuri, nici de sărbători. Nu va putea de sărbători să mănânce un kilogram de bomboane, de ciocolată, da. Dacă el în mod obișnuit mănâncă rar ciocolată, mănâncă bucăți micuțe de ciocolată, nu multă, da? Deci n-are cum deodată de sărbători să mănânce cantități foarte mari. Deci organismul reușește să se regleze atunci când nu sunt excese. Și în acest fel, chiar dacă apare dintr-o dată un exces, organismul va refuza aceste dulciuri. Sunt prea dulci, sunt prea multe, nu le pot mânca, copilul își dă seama. Dacă însă este un copil obișnuit cu dulciurile, care mănâncă frecvent foarte multe dulciuri, el poate să... pentru că se creează acea dependență, acea senzație de plăcere care creează dorință și apare o dorință tot mai mare de dulce și atunci ar putea să își dorească și să mănânce cu această ocazie foarte mult dulce. Deci revenim la sfaturi și le recomandăm părinților să învețe pe copii din timpul anului cu foarte puține dulciuri, pentru că dacă or să fie sărbătorile cu multe cadouri și multe bomboane, copiii nu or să le mănânce în disperare, pentru că știu cum să-și regleze sau putem poftele. Putem înlocui și cu fructe, pentru că e o perioadă bogată cu mandarine, cu, mă gândesc, astea specifice. Nu se pot înlocui, chiar dacă nutriționiștii recomandă mereu înlocuiți cu fructe, așa cum spuneam și repet, meniul obișnuit, care conține fructe, trebuie respectat. Nu o să mâncăm fiecare acum zi de sărbători. Doar dacă fructe. Până acum am mâncat un fruct pe zi, de sărbători o să mâncăm 3 kg de fructe ca să înlocuim cele 2 kg de bomboane. Nu, cred că
o consecvență, un program alimentar permanent corect nu ne va îngrijora, nu ne va strica și nu va produce tulburarea copilului atunci când va fi expus unei cantități mai mari de dulce. Sigur că acest program alimentar corect îl învață pe copil de ce nu primește mai multe dulciuri de obicei, pentru că îi strică dințișorii, pentru că îl doare burta. Deci ar dori el să-și strice dințișorii de Crăciun sau să îl doare burta de Crăciun? Nu. Deci ideea pe care noi o susținem și de aceea și promovăm disciplina opțională traistă cu sănătate, este ca copiii să aibă în fiecare zi o alimentație corectă și în felul acesta micile excese de sărbători nu vor tulbura sănătatea copilului. Așa sunt, sigur, sărbătorile și bucuria aceasta a cadourilor, dar știți bine că de multe ori aceste dulciuri rămân aruncate pe undeva și până la urmă se vor arunca dacă sunt prea multe. Nu trebuie să ne speriem. Și în contextul în care a fost și pandemia, noi tot am reluat discuția asta și au fost niște schimbări în viața copiilor, pentru că și-au pus amprenta kilogramele pentru cei care au lucrat de acasă, pentru cei care au făcut școală de acasă și acum cumva e o perioadă de tranziție, aș numi eu, sau de revenire cumva la starea inițială. Foarte bine ați remarcat această apropo de obiceiuri, obișnuință de a nu face sport, de a se mișca mai puțin și de a folosi mai mult calculatorul sau de a sta la ecran expuși, care plus duce snacks-urile care erau prezente, și, nu? Reducerea stresului într-un consum de alimente bogate în sare, grăsimi și, bineînțeles, și dulciuri, face ca copiii acum să se întoarcă greu, nu, la starea, să spunem, pe care am încercat să o formăm de la vârstele cele mai mici, în care și copilul să se bucure de sport, de mișcare în aer liber, de activități în aer liber. De fapt, adaptarea nu se face rapid, dar se face până la urmă, deci poate au mai rămas câteva sechele, dar ușor, ușor ne revenim, nu ne revenim chiar peste noapte, dar cu alte cuvinte trebuie să fim în continuare atenți la echilibru de care spuneam și la modul în care copiii reacționează la mediu. De exemplu, copiii sunt destul de stresați, destul de copleșiți de toate activitățile de la școală, multe teme. Știu eu, drumurile acelea foarte lungi pe care le fac pentru a ajunge la școală, pentru că sunt străzile foarte aglomerate. Toate aceste activități extrem de stresante se reflectă într-o poftă mai mare pentru dulciuri, pentru alimente mai bogate în grăsimi. Deci cumva stres egal consum ridicat de dulciuri, cam pe acolo ar fi, nu? Dacă... Da, exact asta era ideea și pe care o vrem noi să o dezvoltăm în această campanie, că reacția la stres este să consumi alimente bogate, da, în calorii, dulci sau mai grase, se numesc alimente palatabile, adică care au gust bun. De aceea, prin această campanie, noi încercăm să învățăm copiii cum să-și reducă stresul. Deci există diferite metode, incluzând și respirația ritmică și imaginea unei scări pe care o urcăm și ajungem la mansarda în flăcări, unde noi folosim un extintor și stingem focul și iată că ne calmăm. Deci sunt foarte multe tehnici, de ce nu? Trebuie să folosim niște tehnici și să învățăm și pe copii să folosească aceste tehnici pentru a-și reduce stresul.
Noi, pe lângă campaniile acestea, sigur, în care combinăm activități fizice, stil de viață, igienă, formare de caractere, sigur că le asociem cu alimentația, pentru că alimentația este vitală și pentru că este o activitate de zi, de zi și nu putem să o uităm. Dar în cercetarea pe care o fac împreună cu studenții și mai ales cu studenții doctoranzi, exact acest aspect îl urmărim, cum reacționează individul la stres. Și urmărim într-un experiment în care inducem un stres, care este reacția la foame, la pofte, cum reacționează la stresul acut, cât de neliniștit, cât de stresat este, da? Și atunci vedem că există o corelație foarte bună cu comportamentul alimentar, deci este important pentru fiecare să-și organizeze timpul, să-și managerieze stresul, să doarmă, bineînțeles copiii, știți, în zilele noastre nu dorm destul. Nu sunt prieteni cu somnul, mai ales la amiază, foarte greu îi convingem pentru porția de somn. Dar trist că întâlnim acest termen în rândul copiilor. Da, este. Aici trebuie intervenit foarte mult, pentru că o tendință probabil și trebuie probabil mai mult popularizat, mai mult învățați copiii că somnul este fiziologic, așa cum bem apă, așa cum mâncăm, și somnul este la fel de important. Apropo de cursurile pentru adolescenți despre care ați pomenit, am avut o întâlnire foarte frumoasă cu elevii liceului, acum Colegiul Național Vasile Alexandri, și acești tineri au pus întrebări. Una din întrebări se referea la somn. Și mi s-a părut interesantă întrebarea, pentru că întreba, există niște ore la care ar trebui noi să dormim? Adică era ceva ca și cum s-ar fi descoperit America, nu știe toată lumea că noi dormim noaptea și suntem treji ziua. Evident că ritmurile biologice ale organismului sunt reglate de soare și de lună, dacă vreți. Când se, da. Vedeți că au mai fost făcute câteva cercetări și experimente pe tema asta, apropo de somn, că cumva în timpul zilei o persoană, dacă reușește 10 minute, 5 minute să ațipească, e foarte benefic pentru activitatea care urmează să o desfășoare. E mult mai liniștit, mult mai calm, mult mai productiv. Sigur. Dar sigur. Adică, la noi nu cred că o să se întâmple Nu, este evident că somnul îți readuce energia necesară. Dar vorbind, fix acele 5 minuțele, adică e o chestiune foarte interesantă, subliniată. Nu este specialitatea mea, dar vreau să vă spun că în ceea ce privește somnul sunt foarte multe tipare. Oamenii sunt extrem de diferiți. Nu se poate spune, toată lumea reacționează la fel. Unii n-au nevoie de așa de mult somn, alții au nevoie de mult somn, alții se pot reface după 5 minute, alții nu se pot reface nici după 2 ore. Deci modul în care noi ne refacem energia în timpul somnului este foarte diferită și depinde de programul fiecăruia. De aceea, vorbind despre tineri, despre copii și despre adolescenți, trebuie să spunem că este nevoie de mult somn. De mult somn pentru a se reface, pentru a crește. Hormonul de creștere se produce între ora 9 și ora 11 seara, deci trebuie să aibă acest program de somn începând de la ora 9. Se socotesc în funcție de vârstă 9-10 ore de somn pentru a putea crește, a-și liniști activitatea cerebrală și pentru a da rezultate. Randament. Da, exact, la asta mă gândeam. Da. Cum de va veni ideea aceasta? Iată, preia controlul greutății tale, este un curs gratuit pentru adolescenți, aveați experiența asta cu cei mici și v-ați gândit că e foarte potrivit să vă apropiați și de cei de liceu. Da. Nu, niciun caz. Eu sunt endocrinolog și lucrez cu pacienți de toate vârstele în ideea scăderii în greutate, a controlului greutății. Deci, tema controlului greutății este practica mea de zi de zi, de ani de zile. Doar că am
Mi-am investit timpul în ultima vreme mai mult pe partea aceasta a prevenției și atunci a trebuit să mergem la vârstele cele mai mici. Și acum, găsind că am reușit să pornesc acest drum la nivelul copiilor mici, am descoperit următoarea, să spunem, categorie de vârstă foarte vulnerabilă. Și această categorie de vârstă foarte vulnerabilă este cea a adolescenților. Adolescenți care au diferite transformări și fizice, psihice, și atunci la acești adolescenți riscul unor comportamente greșite este foarte mare. Eu, ca specialitate, spuneam, sunt axată pe comportament alimentar și controlul greutății. Deci asta este, ca să spun așa, miezul activității mele. Iar în ceea ce privește adolescenții, sigur că aici există cele două extreme. Adolescenți care sunt mai grăsuți, vor să slăbească, nu știu cum să slăbească și continuă să fie supărați, depresivi, și se închide un cer vicios, fiind supărați mănâncă mai mult și aceasta îi duce și la o depresie și mai mare. Iar alți adolescenți, neștiind cum să facă. Și atunci am zis, hai să venim în ajutorul lor și să învățăm cum să facă. Ar alți adolescenți, în special fetițele, care vor să fie după modelul corpului subțire, au dorința de a scădea în greutate prin diferite diete de care află de la o prietenă, dar mai mult de pe internet, pentru că acum această sursă de informație este foarte accesibilă. Și nu foarte corectă întotdeauna. De asta spuneam că la fiecare în parte există reacții diferite ale organismului și de aceea trebuie să consulte un specialist. Și în felul acesta am zis că nu se poate numai într-o singură ședință să le spui tinerilor tot ce au de făcut și cum să facă și să le prezinți, să spunem, o dietă sănătoasă sau un exemplu de meniu. O rețetă minune, nu? O rețetă minune. Există. Ce trebuie ei singuri să-și, în primul rând, să-și evalueze la momentul actual care sunt obiceiurile, care sunt activitățile prin care ei încearcă să-și mențină greutatea și apoi să discutăm ce este corect. Ce este corect. Discutând ce este corect, ei poate o să-și vadă și greșelile și o să vadă unde se pot corecta, pentru că ca motivație ei trebuie să înțeleagă. Pot eu să fac sport 30 de minute pe zi sau pot eu să renunț la alimentele bogate în dulciuri, în zahăr, în grăsimi, și vedem acolo unde se poate face și ce se poate face împreună cu ei, adică este o interacțiune și o discuție. La liceu e un pic diferită treaba, că mă gândeam și din punct de vedere hormonal că ei trec prin niște schimbări și probabil și pe fondul acestor schimbări să fie și aceste kilograme, nu mai zic de acne, dacă are vreo legătură cu dulciuri, consumul de dulciuri, adică sunt niște lucruri care pot fi... Da, să știți că am fost surprinsă la aceste cursuri, au venit copii, băieți, poate băieții la 13-14 ani, încă nu toți au început pubertatea, dar fetițe de 13-14 ani, deci la care deja pubertatea este instalată. Ideea este că mă așteptam să intre tineri de vârste mai mari, de 17-18 ani, dar nu, au intrat în aceste consilieri. Dar e foarte bine că sunt curioși de la vârste bine, așa exact, de mici. Și poate au fost îndrumați și de părinți, au mai ascultat poate și de sfatul părinților la această vârstă. Și m-am și foarte bine că vor fi pregătiți pentru ceea ce urmează. Continuăm discuția pentru că mai avem foarte multe subiecte. Trebuie să luăm acum o scurtă pauză de publicitate, dar ne întoarcem aici. Rămâneți alături de noi și Școala și Sănătate.